Bună seara și bun găsit la emisiunea cu cărțile pe față. În cadrul unei recente declarații, Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, pe scurt AFM, a anunțat lansarea unei noi sesiuni pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, program ce permite beneficiarilor să instaleze panouri fotovoltaice. Aceasta va avea loc la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie, conform acestor date oficiale. Anunțul vine în contextul finalizării majorității dosarelor din sesiunea 2023, afectată anterior de suspiciuni de scurgeri de informații. Ce se mai întâmplă cu Casa Verde? Aflați astăzi. Invitatul nostru este domnul Valve de Levente, manager firmei de instalații fotovoltaice. Bună seara, bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am regăsit. Am așteptat o perioadă ca să vedem ce noutăți mai par și iată că au apărut. Ei bine, înainte să vorbim de Casa Verde Fotovoltaice 2024, aș vrea să ne spuneți totuși cum este cu sesiunea 2023. Sesiunea 2023 este în perioada de decontare. Deci sunt foarte, foarte multe dosare încă, să spunem așa, nedecontate. Dar sistemul și aplicația care a fost atunci necesită mai multe analize a unui singur dosar și astfel, să zicem așa, suntem în sesiunea de decontări. Marea majoritate deja s-au făcut decontările, într-adevăr, dar mai urmează să se termine și această sesiune. În 2023, să spunem așa, este un amestec. 2023 este perioada în care s-a deschis o nouă sesiune, dar s-a suprapus cu cele de anterioare. 2023 s-a aprobat dosarele la sfârșit de an, astfel a devenit 2024. Deci Casa Verde 2024 este, la ora actuală, cel care a fost 2023 în mod normal, este la ora actuală în execuție. Deci foarte, foarte, foarte multe dosare aprobate intră în circuitul de execuție, adică se cer documentații, se cer certificate de racordare, se fac execuția lucrărilor, se execută efectiv instalațiile dorite de beneficiari și astfel urmează să se deconteze și aceste dosare. Dar răbdarea anumitor oameni parcă a ajuns așa la limită. Dar ne mai scriu și nouă pe pagina de Facebook. Da, pentru că există acel concept că eu doar sunt aprobat, cum de nu se face. Exact. Există mai multe situații. La ora actuală este un an electoral în care cât de cât trebuie toate societățile să-și facă cash flow în așa fel încât să nu ajungă la dificultăți. Ce înseamnă asta? Deci trebuie să-și procure foarte multe materiale, trebuie să verifice efectiv când îi revin banii, când se execută. Efectiv, sunt foarte, foarte, foarte mulți pași pe care trebuie să-l previzioneze fiecare societate. Sunt foarte multe societăți foarte mari care și-au luat angajamentul de execuție la un număr foarte mare de dosare. Acest număr foarte mare de dosare nu întotdeauna este în echilibru cu posibilitățile de execuție. Pentru că Adică, cu cât sunt mai multe dosare, cu atât e mai greu să se finalizeze toate dosarele într-un timp mai scurt. Și de ce? Pentru că fiecare dosar necesită același lucru. Deplasarea, transmiterea documentelor, deplasarea la distribuție, operatorul de distribuție trebuie să dea la fiecare certificat de racordare, fiecare beneficiar, dacă sunt 600, am auzit societăți cu 600, 700, 1000 de dosare, asta înseamnă că pe țară, efectiv, în 1000 de locuri trebuie trimise echipe. Astea sunt 1000 de și nu fac față, probabil, la acele companii. Locații. Trebuie analizate la fața locului. Trebuie depuse cereri de decontare, cereri de schimbare contor. Ne-ați putea Deci, explica la puțin acest electrică e procedeu, foarte. acești pași?
Ok, s-a obținut finanțarea. Până Exact. vine de contul, ce se întâmplă pentru un Până client? vine de Vin eu la contul este dumneavoastră și vă foarte întreb, mult. domnule Vente, când îmi puneți și mie sistemul acela de Exact. fotovoltaice, dacă l-aș avea? Exact. Deci este ceva de genul. În marea majoritate a dosarelor s-a aprobat în ianuarie. Bun. Din acel moment, până anul viitor, în ianuarie, trebuie executată lucrarea. În ianuarie, când au aflat toate firmele de instalații, că avem aproximativ X număr de beneficiari, au început să meargă în teren. Deci așa este procedura. Mergi în teren, ai un beneficiar, te-ai dus în teren, ai analizat la fața locului despre ce este vorba, pentru că numai din documente ai văzut până acum. Este o casă acolo, pe strada cutare, la numărul cutare și atât. Când s-a ajuns la fața locului, s-a analizat. Are branșament bun, nu are branșament bun, are acoperiș ok sau nu are acoperiș ok, are pământare ok, nu are pământare ok. Deci sunt foarte multe lucruri pe care trebuie analizat la fiecare beneficiar în parte. Deci este o muncă. Deci, și trece timpul. Pentru că o echipă poți să o trimiți în două, trei locații într-o zi. Nu poți să deranjezi beneficiarii toată ziua, de dimineață, de la ora 5 până la ora 10 seara, să stai pe capul beneficiarilor și să... Totuși, este vorba despre case de locuit. Dai telefon, nu te poți înțelege. Astăzi nu pot, nu sunt acasă, sunt în concediu, sunt nu știu unde. Este Paști, Deci este... tot programul se dă Deși peste cap. este foarte... anevoios, să zicem Și așa, bine ați din spus că partea. timpul trece, pentru că, iată, acum câteva luni vorbeam și noi iarăși tot de programul Casa Verde și Exact. așteptam deja mult mai multe vești și nu au Exact. apărut. Și e ok, pentru că între timp s-au executat foarte multe lucrări. Deci să nu uităm, la ora actuală sunt depuse peste 40.000 de cereri de decontare. Deci la ora actuală asta înseamnă, până la cererea de decontare, trebuie să fie executată lucrarea, trebuie să fie Și certificatul de racordare Maramureșul stă emis. bine sau zona aceasta de Stă nord-vest? foarte bine, Maramureșul stă foarte bine din punctul ăsta de vedere, pentru că, să zicem așa, au fost foarte, firmele din Baia Mare și din Maramureș au fost foarte pregătiți. Foarte, foarte Asta pregătiți pentru ce acest flux. denotă? Faptul că s-au informat companiile, Puțin mai au avut și conștient, sesiuni, știu eu, de. anterioare. Au avut sesiuni anterioare mult mai serioase. Adică Și nu acolo vor unde au să fost greșească. și mai mult de lucru. Nu au vrut să greșească, au fost amenințări că se cere bani înapoi pe sesiunile din 2019. Dar cu toate acestea, să știți că mai primim și noi anumite recenzii la anumite firme, nu o Da. să dăm numele, Da. bineînțeles, că nu sunt atât de serioase. Adică nu este pădure fără uscături, să înțelegem, nu? Și nu numai. Trebuie privit un pic mai din ansamblu tot ce înseamnă domeniul energiei regenerabile, pentru că depinde foarte, foarte mulți factori să fie totul funcțional, în așa fel încât timp de 5 ani de zile își asumă răspunderea instalatorul. Iar ceea ce observăm pe Maramureș, într-adevăr, dacă s-au întârziat efectiv din cauza transporturi, din cauza logisticii sau orice schimbare de prețuri ce se întâmplă la ora actuală pe piața din Europa este extraordinar. Săptămâna se schimbă prețurile. Și nu-i că Și atunci, tot ce se coboară, tot întâmplă coboară prețurile. dacă cresc, bineînțeles, ce se întâmplă în situația dată? Pentru că e o sumă cu care s-a pornit, da? Trebuie să-și asume instalatorul. Păi merge în pierdere? Poate să ajungă până în pierdere, dar este foarte greu să ajungi în pierdere numai dacă chiar acum ai început, chiar acum a început cineva în acest domeniu, atunci poate să ajungă să, zicem așa, ajunge într-o... Nu câștigă așa de mult cât și-ar dori. Dar instalatorii, efectiv, cum m-am uitat și eu pe dosare de decontare și discutând și cu colegii foarte mult, nu și-au asumat chiar așa de multe lucrări. Au zis, ok, nicio problemă. Este o piață mare, dar mă limitez la numărul acesta. Mie acest număr, fiecare societate și-a pus un număr. Ceea Care au ce fost un pic mai din trecut. Deci, cei care o știu ce înseamnă 100 de dosare să facă. Cei care o știu ce înseamnă 80, 90, 100, 200 de lucrări să execute.
O știu ce înseamnă tot așa 50, 100, 200 de dosare să depună la Electrica Distribuție și să ceară certificat de racordare. La fiecare certificat, emitere de certificat de racordare sunt 3 până la 6 pași. Fiecare cu timpurile lui. Se poate schimba contorul în 2 zile, se poate schimba contorul în 2 săptămâni. Deplasare. Iarăși nu apuci să depui în perioada de decontare, pentru că fiecare societate își are perioada de decontare. Marea majoritate au 14-16 în fiecare lună. Dacă cumva în 17 emite certificatul de racordare, nu mai intră în dosar de decontare, în cerere de decontare. Mă gândesc că țineți legătura și cu alte firme din țară, din domeniul dumneavoastră. Ce se discută cel mai des? Ce probleme apar și ce provocări, să spunem? Să spunem așa, provocările majore este faptul că efectiv a început o canibalizare. Efectiv a început o canibalizare între instalatori. Adică în loc să fie solidaritate, da? Ceva de genul. Că poate eu am un client ca și firmă de instalații și vreau să-l dau mai departe că nu fac față. Exact. Și atunci nu putem colabora. Nu numai asta, ci efectiv vorba aceea, se mănâncă discută, unii pe alții, nu? Da, și se discută o societate care este înscrisă în listă. Oricum ar fi acea societate, este aprobat de către un minister, de către o autoritate a fondului de mediu care s-a uitat peste fișierele, peste dosarele, peste lucrările lui. Deci este în egală măsură și cel care a venit acum și cel care a venit de 5 ani în această listă. Sunt în egală măsură. Atunci, de ce există acest hai că mănânc pe ăla că e mi vecin de pe stradă, firma aia e cu 3 străzi mai încolo. Poate merge mai bine ca și la mine. Da, de ce merge mai bine? Mi se pare că merge mai bine, dar adevărul e că poate nici nu merge așa de bine. Deci, sau poate oferă performanță. Se mănâncă între ei. Asta am observat acum cu... Când și-au dat seama foarte mulți că înscrierea în această listă nu numai că este o oportunitate de a lua o felie din acel tort de energie regenerabilă care toată lumea vorbește, ci este și o obligație, ci este o asumare de răspundere. Deci dacă iei 1000 pentru că ai zis felia de tort este de 100 de unități, atunci ei iau o unitate din ea și atunci, vai, ce bine o să fie, e extrem de relativ. Și de ce? Dacă se execută 1000 de lucrări, din care jumătate este greșit pentru că te-ai grăbit, instalatorii care ți-au făcut nu mai sunt, certificate de racordare n-au ieșit în termen, ai depășit termenul de decontare, n-ai reușit să faci, trebuie să ai luat bani în avans, ceea ce nu-i voie, dar l-ai luat. Deci sunt foarte multe lucruri care... Dacă ajungi la jumătate greșit, atunci acea jumătate o să pape jumătatea corect făcută. Iar cel mai important este, până la urmă, cred că clientul, ca să fie mulțumit de lucrare și să-i funcționeze, bineînțeles, cu garanția respectivă care se acordă și tot. Absolut. Deci în momentul în care se acordă garanții, am văzut inclusiv certificate de garanție de 2 ani de zile. Sub denumirea de execuție de bună execuție, garanție de bună execuție. Înseamnă că nu ți-ai asumat absolut nimic. De cât timp trebuie să fie garanția? Deci, cel puțin ceea ce îți dă fabrica. Adică? Fabrica e minim 5 ani. Deci, la ora actuală, nu știu dacă sunt invertoare care îți dau mai puțin de... Fabrică de invertoare care să-ți dea mai puțin de 5 ani de zile. Și sunt, intră în decontări și nu-și asumă, acum să fie ok și mai încolo nu mai contează. Dar dacă se lucrează ca lumea și nu mă uit la vecinul că a luat 5 capre, ci efectiv îngrijesc ale mele 3 capre, atunci poate că o să-mi facă pui, să zicem așa. Da? Dar dacă mă uit la vecinul care are 5 capre și vai de mine, cum să fie mai puțin, atunci se omoară între ei piața și beneficiarii pierd. Au de suferit. Foarte mult. Dar vreau să ne spuneți, câți ani de experiență aveți acum?
Peste 15, normal. 14. 14 în energii regenerabile. Raportat, să zicem, facem așa o comparație cu anul acesta, cu acum 5 ani, ce se întâmplă pe piață. Cum? Da, deci acum 5 ani, doar cei care au umblat extrem de mult în comunitate. Adică, cum să explic? Există o comunitate din 2010, 2011, 2012, o comunitate în care oamenii de afaceri actual care au lucrat în străinătate sau efectiv au învățat din străinătate sau de la fabricile efectiv a invertoare au învățat cu ce se mănâncă domeniul acesta și ce capacitate au aceste echipamente să facă și cum poate să ajute efectiv inclusiv pe nivel de rețea națională, ce înseamnă acest domeniu al energiei regenerabile, pentru că mai ales pentru asta s-a inventat. Pentru că trendul de energie este cel electric. Asta de 20 și ceva de ani încoace, ăsta este un trend, energia să fie procurată ca și sursă de energie electrică. Iar cei din trecut, care cât de cât au învățat unul de la celălalt, din comunitatea asta pe care ne cunoaștem cât de cât, au ajuns că acum 5 ani au putut să execute lucrările cu sufletul împăcat. Să nu mai aibă stresul acela, ok, dar ce o să zic distribuitorul? Ok, dar ce o să zică inspectoratul în construcții că eu pun pe un acoperiș? Un acoperiș mai șubred, vai de mine. Ce o să zică, știu eu, ANR-ul? Sau, deci sunt mai mulți factori care până acum 5 ani erau numai întrebări. Nimeni nu știa exact cum trebuie. Pentru că venea ANR-ul din spate, spunea, nu, așa nu. Venea distribuitorul, da, eu am nevoie aici de un pic de producție, după care venea inspectoratul, zicea, nu, mie îmi trebuie autorizație de construcție și tot așa. Deci, efectiv, s-au învățat atunci, actualii, cei care erau atunci în acest domeniu și cât de cât încercau pe banii investitorilor inițiali să inventeze cum să facă pentru piața de România, efectiv, deja s-au liniștit pentru 5 ani. Iar pe clienți cum îi simțiți? Mult mai educați. Mult mai educați, dar cu o nebuloasă foarte mare în cap. Pentru că marketingul din online, așa de multe informații primesc încât îi duce pe altă direcție, pe altă pistă, probabil... Nu trebuie să mergi pe altă pistă, ci efectiv deja nici nu mai știu care sunt 10 căi, capătul e același, pe care. Și problema nu aici este că acum aleg o fabrică, un instalator, o instalație. Problema e că aceste instalații trebuie să se amortizeze. Aceste instalații vin cu garanții de lungă durată. Garanțiile de lungă durată nu poți să ți le asumi pe echipamente despre care acum ai auzit prima dată sau nu au trecut. Eu asta recomand la toată lumea. Să meargă înapoi, nu 3 ani, 2 ani, un an, o apărut nou, hai pe piață. Meargă înapoi pe 10 ani să vadă cine a fost. Ce fabrici au existat atunci? Da, poate să apară orice fabrică nouă. Nu este nicio problemă, piața e deschisă. Dar trecuturile astea adună un pic de, știu eu, cum să îmi echilibrez greșelile, să zicem așa. Asta e situația. Și oamenii la ora actuală sunt beneficiarii, clienți finali, sunt bombardați extrem de puternic cu informații. Dacă e să le spunem la ce să fie atenți și cei care probabil pe viitor își vor... Garanția cât mai de lungă durată al echipamentelor, garanțiile de produs față de garanție de producție,
două lucruri diferite. Poți să primești garanție de 10 ani pe produsul de panoul fotovoltaic și în același timp să primești 30 de ani garanție de producție. 30 de ani de garanție de producție nu înseamnă 30 de ani de garanție de produs. Pentru că după 11 ani, dacă se strică acel panou, o să fie din vina produsului. Și atunci nu mai este valabil garanția de producție. Este o garanție care este o, să zicem așa, un marketing, să zicem așa, ascuns. Hai că îți dau 30 de ani garanție de producție că nu o să scadă producția sub 13%. Da, și îți dă garanție de produs de 15 ani. După 16 ani, apoi a fost din cauza, nu a fost sudat bine, să zicem așa, produsul și au apărut microcrăpăturile în panouri și nu mai există garanția de producție. Invertoarele sunt veriga slabă. Acolo, dacă nu există un spate în service, peste 4-5 ani de zile pățești ca și cu una dintre cele mai hype-uri fabrici din lume, să zicem așa, care în 2010 au apărut în România și-au făcut extraordinar de mare reclamă și după 4 ani deja nu-și mai poate susține cazurile de service. Pentru că este așa de mare rata de eșec. Dacă la început a fost atrăgător faptul hai la mine, lucrează cu mine, că eu sunt fabrică internațională recunoscută foarte, foarte mare, da? Că fac și telefoane mobile și fac și de toate, așa că eu sunt extraordinar de mare și veneau cu 5 plus 1 gratis. Acum deja ceea ce se strică nu este schimbat numai într-o lună, două, trei, depinde cum ești situat ca și instalator. Deci asta e situația. După care trebuie analizat foarte bine și instalatorul cu care se execută lucrarea. Bun, dar Și la ce mă să fii atent refer la instalator? la Că tu nu te efectiv. pricepi ca și client, să spun. Da, există review-uri. A, deci să te Există uiți la review-uri. review-uri. Te uiți la review-uri, îl întrebi pe vecinul cu cine au Exact la făcut. orice comandă Deci online, te uiți la vecinul, că la deja o vecinul comparație. sigur are de pe stradă instalație fotovoltaică, îl întrebi pe vecinul de pe stradă cu cine ai făcut și la aia te uiți. În cât Poți timp, să te dacă a fost uiți, mulțumit? ești mulțumit. Nu ești mulțumit. De ce nu ești mulțumit? Ce ți-au făcut? Păi nu mi-au răspuns numai la 3 săptămâni la telefon. Dar bun, dar te-au rezolvat după 3 săptămâni? Da. Îl întrebi pe celălalt vecin și spune că apoi că la mine mi-au răspuns într-un minut jumate, dar tot nu mi-a venit echipamentul nici în 3 luni de zile. Atunci trebuie discutat, trebuie să-l analizezi așa, faptic. Nu Direct trebuie și să-i deschis. fie rușine la om să se oprească efectiv când vede o instalație în fața unei case sau bloc sau orice ar fi acel lucru, să întrebe, mă, dar ai o firmă. Care Nu este trebuie aceasta? să, nu trebuie tu să-mi recomand sau vai de mine, nu recomandare, cer un număr de telefon. Da. Da. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, timp în care le spun telespectatorilor că ne pot urmări în continuare și pe pagina de Facebook Plus TV Maramureș și revenim cu programul Casa Verde 2024, Casa Verde Fotovoltaice. Rămâneți cu noi!